Doamnelor și domnilor, a trecut prin drama vieții după moartea copilului ei de 4 ani. Acum însă este din nou fericită Lavinia Miloșovici, multiplă campioană mondială și olimpică a gimnasticii, a născut în urmă cu 2 săptămâni. Iar noi vom fi primii care vom vedea cu bebelușul în brațe colega noastră, Ana Turda, este acasă la familia Miloșovici. Bună seara, bună seara, Ana, Lavinia. Bună seara, Lavinia! Bună seara, Andreea, bună seara, Medelin, sunt acasă la Lavinia Miloșovici, care de aproximativ o săptămână are un nou membru în familie, se numește Mihai Cosmin și a avut la naștere puțin peste 3 kg. Cum te simți, Lavinia? Ești fericită? Da, bună seara, în primul rând. Lavinia, radiez de fericire. Te-am cunoscut atunci, da, și am vorbit. Mulțumesc, Mădele, deci mulțumesc. Ești complet schimbat. Era puțină teamă și aveai emoții, dar se vede clar că ești fericită. Ca și acum, nu-i nicio diferență. Cum ești? Lavinia îmi spunea, prima diferență e că am slăbit foarte mult. Ai slăbit, e adevărat. M-am desumflat foarte mult. M-am desumflat, am fost foarte, foarte umflată. Dar cât ai dat jos? Nu știu, nu m-am suit pe cântar. Încă nu vrei să te suit pe cântar? Nu m-am suit. Nu, nici nu mă interesează deocamdată. Da, spune-mi cum a fost perioada asta. Cum e băiețelul? Sper să-mi și vedem. Mulțumim foarte bine. Da. Vreau, prin emisiunea dumneavoastră, să mulțumesc, în primul rând, medicului, care până acum nu a mulțumit, pentru că nu am avut ocazia, am fost întrebată de alte lucruri. Domnul Mihai Băcilă, care mulțumesc din suflet și datorită lui avem o minune de copil, și doctorița Iolaru Gabriela, și întreg spitalul de la Odobescu, care de la infirmiere, la asistente de copii și de mămici cu cezariene au fost extraordinare. Haideți să și vedem, haideți, da, să și vedem minunea, da? Da. Ne ducem camera lui Mihai Cosmin. Dacă vreți. Haideți, suntem curioși. Lucrează la ora asta sau s-a ascuns în casă? A plecat din nou. A plecat din nou, da? Foarte bine, Cosmin. A plecat din nou. Viziunea. Da, nu-i place lui, da, chestia asta. Asta e un om extraordinar. Ia uite, l-a trezit. Plânge. Hai să prindem și lumina. Să-l ia mami în brațe acum. Pe foame acum. Da, o să... Nu să stăm atunci foarte mult. Minune. Ia uite, e foame clar. O minune. Caută ceva. Caută ceva, da. Da, caută. Nu să-l chinuim foarte tare. Până acum 10 minute ne chinuim să-l liniștim. Da? E ora de masă și... Da, spune-mi, doarme noaptea sau se ține treabă? E, acum știți cum sunt copiii flămânzi. Se trezesc din 3-3 ore. Am înțeles. Ia uite-l cum e senzațional. Nu pot să zic. E senzațional. E soarele nostru. Da. Cosmin e topit după el, nu? Normal. Toată lumea e topit după el. Bun. Cum ai amenajat camera? Camera, cum știți, n-am mai făcut nimic tot așa, că noi am luat ce are acum nevoie, scriptul necesar, și pe parcurs, când o să mai crească, se umple de zucărele, pe tavan, pe perete, să fie multe... Auzi, dă-mi și mie puțin în brațe, Lavinia, cu ăsta mică, liniștesc eu. Să-ți vorbim. Mulțumesc mult. Mă rog, nu prea merge, nu prea merge. Era foarte tare să se și întâmple. Ți-era dor de aceste clipe, Lavinia? Da, foarte dor. Foarte dor îmi este și mi-a fost. Acum mulțumim lui Dumnezeu că îl avem în familia noastră și ne-am dorit din tot sufletul. Bun, nici sunt convins și m-am spus că o să iasă sănătos. O să vă mănânce așa ficații, o să fie năzdrăvan. Prețim că o chestie. Da. O să fie năzdrăvan. Fie năzdrăvan, da. Da. Dar e foarte bine. Are plămânii are puternici. Are foarte... Da, are plămânii puternici. Da, da. Până, ai nu primit... numai plămânii, tot. Tot, da? L-ați verificat? Pentru cu sentimentul, da. E foarte tare. A luat în greutate, nu o să te mai ține mult, a luat în greutate, da, bine, da, de tot? Da, da. A scăzut 200 de grame, după care am ieșit deja punând în greutate.
I-am găsit deja nașii, s-o pregătim de botez. Nașii i-ați găsit? Botezul mai durează, după, probabil după Paști. Dar ați găsit deja nașii? Maria Olaru este nașa noastră, de botez. Un prieten de familie. Eu cred că ar trebui, nu știu cum să facem, dar ar trebui să-l alăptezi. M-au felicitat toată lumea s-a bucurat. Auzi, mai dai lapte praf sau îl alăptezi? Nu, nu, îl alăptezi, de-aia urlă, așa. Deci el caută ce trebuie acum, ce are nevoie. Săracul. Îl punem un pic pe Avem un biberon acolo la dispoziție? Nu, întâmplător a venit prietena mea cea mai bună și, de fapt, e ca și sora mea. Da? Întotdeauna te mai ajută. Da, da. Auzi, ai primit telefoane de la București, de la, nu știu, domnul Belu, de la Mariana Vitang, te-au sunat? Da, am primit. După acele emisiuni pe care le-am făcut? Da, mesaje și telefoane și... Da, am primit. Nu numai de la dâns, ci de la foarte multă lume. Asta mă bucură, pentru că poate aveai senzația așa că n-ai meritat ce ți s-a întâmplat după ce te-ai retras tu. Poate acum că a apărut Mihai Cosmin în viața ta, te gândești să te întorci la gimnastică într-un fel sau altul. Sau eu e... Nu știu. Nu știu, asta rămâne de văzut. Dar ți-ai făcut planuri, ceva în viitor? Nu. Doar stai cu ăsta mic și nu... Nu am făcut niciun plan de viitor. Să crească Mihăiță și să fie sănătos. Da, Cosmin te ajută? Vin de la sine, probabil. Cosmin te ajută? Cosmin? Sau se descurcă? Cosmin se descurcă? I-a făcut băiță? Cosmin e pita lui Dumnezeu și e schimbat total. Da? Față de cum era înainte. Da, da. Păi în ce sens a schimbat? În sensul că mă ajută foarte mult și cu bebele, face de mâncare, face curățenie, face cumpărături, absolut tot. Ceea ce făceam eu înainte, face el. Păi trebuie să-i mai faci unul. Și mulțumesc din suflet. Trebuie să-i mai faci unul. Nu cred. Nu cred. Nu cred că mai fac, nu mai. Deci va fi singurul vostru copil în principiu. Zici tu, da, nu se știe niciodată în viață. Știi cum e. Da. Dar... Niciodată nu spune nu, e adevărat, dar... Vârsta spune cuvântul și nu cred că aș mai putea să trec din ce am trecut și cu Mihai. Adică nu că am dus sarcina greu, dar nici ușor nu mi-a fost. Da, mai ales că aveți experiența dinainte, poate de-aia a fost mai speriați. În principiu, dacă era prima sarcină, nu mai fi avut probleme și... Nici nu mai fi avut aceste emoții. Da, probabil. Dar ai toată viața înainte și nu trebuie să te gândești. Ne-am dorit, da. Da, noi oricum ne-am dorit doi copii. Dar... Ai tot timpul din lume, de ce nu? Auzi, dar cu cine seamănă Mihai acum, Cosmin? Sau cum îi ziceți voi, Mihaiță, Miță? Cosmin, cu cine seamănă mai mult? Mihaiță, la lintăm, Puiuțu, Soare. Toată lumea spune că cu mine seamănă. Și Cosmin nu te enervează? Dar are să foarte multe ești de la Cosmin. Nu cred. Nu are nicio problemă. Nu cred că contează lucrul ăsta. Da. Bine, la arată, ne-ai primit cadouri din partea prietenilor. Ce cadouri ai primit? Am primit hăinuțe foarte multe. Am primit jucărele. Oricum aveți dulapul tixi de haine. Hăinuță preferată? Ce să fie? Hăinuțe. Ce hăinuțe ai cumpărat? Eu i-am cumpărat dinainte hăinuțe, care le-a văzut și Mădălin, doar ai fost acasă. Dar a primit acum foarte multe hăinuțe. Ce îți place ție cel mai mult? Unele dintre ele. Sunt puțin cam mari. Uite, ăla mic a tăcut, îl alătează prietena. Nu, nu te-a zis, Suzeta în gură. Are Suzeta în gură, da. I-a dat Suzeta și gata. Da. Hai să vedem, ai un dulap plin aici. Are hăinuțe. Da. Badiuri, ciorăpei... Dar ce stoi, care e piesa de rezistență? Vai cât e de mare! E într-o lună de zile... Așa este. Dacă continuă să mănânce în halul ăsta... Deci din cauza lui e slăbit, el trage tot. Ia tot din tine. Da. Ia uite, ăsta e funny.
foarte mult. Ați îmbrăcat în... nu l-ați îmbrăcat în chestia asta. E foarte fani, uite ce... Ce mai inventează ăștia pentru copii acum? În ce? Asta, în broscuță, uite. În ce să-l îmbrac? Aici. Hai să vedem. Uite, dacă mama zice nu... Așa? Am să-i cer lui tata. Da. Ce Dumnezeu? Așa se va întâmpla? Da. Dacă mama zice nu, am să-i cer lui tata. Da. Și aici? Sunt cel mai răsfățat bebe. Așa să fie, așa trebuie să fie. Care e preferatul tău? Sau a lui, de fapt? Care personalitate am văzut? Da. Broscuță? Sunt frumoase, foarte frumoase. Da. Lavinia, cadou, da. Cadou toate. Mă bucur că sunteți pregătiți pentru acest moment și că la mic e sănătos și cere mult de mâncare, ca să înseamnă că e sănătos. Să-l salut pe Cosmin, partea mea, și data viitoare când ajung în Timișoara, nu așa neapărat în scopuri profesionale, o să vin să văd ce am învățat el să gătească în perioada asta, de când îți gătește și te ține în puf așa. Cu drag! Da? Cu drag! Și poate mai ieșim la restaurant. Bine, salutări, salutări domnului Jiga de acolo. Mulțumim Jiva, frumos! Nu? Jiva, mulțumim frumos! Da? Bine, Jiva, toate cele bune. Multă sănătate, seara bună. Mulțumim frumos. Dragi telespectatori, noi mergem mai departe.